Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la as.ro, pe as.ro și o să încerc să fiu cât mai serios, pentru că de obicei noi luăm în bășcălie orice, inclusiv mandea. Și am luat în bășcălie inclusiv Cupa Africii pe Națiuni, am făcut bășcălie din aia, băi, nebunii mei, ați văzut meciul, mă, Uganda cu Ciad, mamă, ce fotbal și așa mai departe. Ei bine, avem un abucat antrenor acolo, am zis că sunt serios, pe care îl cheamă se intitulează domnul Mario Marinică, 57 de primăvere are dumnealui, care conduce naționala statului Malawi. Am zis că sunt serios. Da? Cu mâna pe inima sufletului meu, ca Gicuță Hagi la Pasadena 94, recunosc cinstit că nu o prea am auzit de domnul Mario Marinică, dar nici dumnealui, ca fotbalist în România, dar nici dumnealui nu se laudă că ar fi rupt aici și gura târgului. A spus, domnule, am jucat la echipele de copii și juniori, pe la Rocar, pe la Dinamo, pe la Steaua. Nu pe la FCSB, pe la Steaua. După care a devenit antrenor, atunci am apucat să aud de dumnealui, a fost și pe la FC Argeș și a fost, mi se pare, și pe la Bistrița. Deci am auzit de dumnealui. Bun. După care a plecat în Africa, pe continent, nu în țara, în Africa. A plecat acolo și a început să antreneze echipe. Bun. Povestea zice așa. Pe 10 noiembrie, tăticule, 10 noiembrie anul trecut, era numit director tehnic al Federației din Malawi. Malawi... vorbește frumos o brișele, este o țară de pe continentul african, dacă nu mă înșel, nu are ieșire la niciun fel de mare, la ocean, la nimic, pentru că e acolo și cu Zimbabwe, cu băieții ăia, capitala la Lilongwe, dar nu asta contează. I-a preluat pe băieții ăștia, nu știu cum le zice, lei îmblânziți, lei neîmblânziți, pumele albe, pe băieții din Malawi, n-au zis, mai fusese cu 12 ani în urmă și așa mai departe. Pe 10 noiembrie era numit director tehnic, bun. O lună mai târziu devenea selecționer interimar. Flăcările, mă, gata, am găsit cum le zici. Pentru a conduce flăcările, cred că da, e și băiatul ăsta, dar am zis că suntem serioși. Pentru a-i conduce pe băieții ăștia la Cupa Africii pe Națiuni. Perfect. Ați reținut. 10 noiembrie, du-te mă și tu director acolo. 10 decembrie, bă, ești antrenor interimar. Ăștia începeau la început de așa. La a treia participare are o formație extrem de tânără, 25 de ani, da? Media de vârstă, a depășit în premieră faza grupelor, reușind pentru prima dată în istorie să adune 4 puncte. Da? Va juca în optim calificată de pe unul dintre cele mai bune 4 echipe clasate pe locul al treilea. Noi, până acum râdea, bă, și așa mai departe. Numărul 129 este în topul FIFA și acesta este meritul. Bă, ne-a oprit cine. Stai, mă, l-a venit în decembrie și gata, e meritul dumnealui. N-am spus asta. Am spus că a organizat acolo echipa națională, a preluat, din punct de vedere administrativ, a preluat frâiele ca antrenor interimar și a reușit. Ia uite, a pierdut la limită 0-1 cu Guinea. Bă, cu Keita, ăla de la Liverpool. După aia a învins Zimbabwe 2-1, a remizat în fața Senegalului cu ăla de la Chelsea, cu Mendy, cu Koulibaly de la Napoli, ăla de la PSG, Mane Liverpool. Un meci în care a primit un penalti la un faul clar, apoi a anulat de arbitru la VAR. Zice, așa, este o performanță extraordinară pentru Malawi, să obținem 4 puncte în grupă. Suntem în al 9-lea, cel a declarat Marinic. Am jucat pentru țara întreagă, probleme grave acolo, inclusiv inundații. Deci am spus că suntem serioși, da? Ne-am împlinit misiunea, eu și cei mai mulți jucători, cu tare. Țara a trecut prin multe, jocul și calificarea le oferă tuturor speranță. Există și la ei niște probleme, pentru că a venit ăsta Barosanu, președintele țării, sau cine e la ei, și a început ca la maneliști să le arunce bani. Și ei au spus, bă, țara noastră trece prin probleme, voi aruncați la flăcări și așa mai... 1200 de mangosuți le-a dat. 1200 de dolari, bare aruncați ca niște confeti. Lazarus, nu... al nostru, nea Luis, Lazarus Chakwera, care este președinte din Malawi, le-a promis internaționalilor câte așa, 1218 dolari și a aruncat bănuții ăia, contestatari imediat, de unde ia președintele aceste milioane pe care le aruncă precum niște confeti la nuntă. Vedeți, ei zic nu ca la maneliști, ei spun că le aruncă precum confeti la nuntă. La noi, în traducere, ca să înțelegem așa, ca maneliștii când au dedicații, așa arunca bani. Și au venit așa, bă, țară săracă, da, hai. Ideea este că noi trebuie să reținem, lăsăm asta cu banii deoparte, că avem un antrenor, Mario Marinică, Meme, cum ar fi, Meme-ul din Malawi, sau MMM, că e Mario Marinică Malawi, este calificat în faza superioară a competiției în Cupa Africii pe Națiuni. Reamintim faptul că am mai avut acolo și un antrenor, cred că am avut chiar mai mult, de exemplu pe Ted Dumitru, mai țineți minte pe Ted Dumitru, care a antrenat la Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns în Africa, deși cu Orlando Pirates când jucau ei, specialiști în fotbalul din Africa de Sud și aduc aminte de ceea ce vreau să spun. Și acum a venit Mario Marinică. Probabil că e cam capăt de drum, că vin ăștia lei neîmblânziți, cu elefanții grași, cu tigrii dungați, cum se cheamă ei tot acolo, vulpilii negre și așa mai departe, și o să îi bată. Să sperăm că nu pe flăcări. Dar e o
performanță extrem de importantă pentru că un antrenor român la Cupa Africii pe Națiuni. Avem și noi un jucător român acolo, un băiat născut în România și care joacă pentru Sudan, mi se pare, dacă nu mă înșel. Dar nu aș vrea să greșesc. Nea Mario Marinică, multe salutări de aici, domnul Marinică, de la as.ro. Toate cele bune, baftă multe și poate mai vorbim de dumneavoastră dacă reușiți să mergeți mai departe. Numai bine, la revedere. Și de acolo, din Africa, intrați pe as.ro.